Nu putem să aplicăm prezumția de inocență partizanilor clasici ai domnului Băsescu, care s-au năpustit înainte și mai ales după rezultatul acestor alegeri, încercând să se legitimeze drept susținători și chiar creatori ai învingătorului în aceste alegeri. Aștept chiar ca, sub o formă cât se poate de elegantă, președintele ales să se delimiteze de acești oameni și de așa zis lor susținere. Gândiți-vă că de la domnul Andrei Pleșu, la domnul Vladimir Tismăcanu și de la domnul Cărtărescu, care la un moment dat se dezgustase atât de tare încât după suita de volume pro-Băsescu pe care le-a scris, nu mai scria despre politică, toți acești oameni astăzi încearcă să dea un anumit sens, încearcă, după părerea mea, să falsifice acest rezultat. Acest rezultat nu este nici de legitimarea referendumului, nici legitimarea băsismului, nici legitimarea atitudinii pe care astfel de oameni au avut-o vreme de 10 ani, fără niciun moment, fără nicio undă, fără niciun punct critic față de abuzuri și aberații pe care Traian Băsescu și oamenii săi le-au comis. Sper că sănătos ar fi ca actuala opoziție, ca actuala dreaptă, ca marele și nouă Partid Național Liberal să preia guvernarea imediat, nici mai târziu, dar nici mai devreme, ce are o identitate și cu adevărat un program.